Atunci când cuțitul îți ajunge la os, atunci când nu ai nimic de pierdut, atunci când ai și meseria de miner, în care presupune foarte multe riscuri, nu te mai gândești la ce se va întâmpla cu tine. Pur și simplu ieși afară și protestezi. Am făcut pancarde, am strigat lozinci, ne-am aprins lămpile, oamenii ieșeau afară, ne ascultau, ne aplaudau. Constantin Dobre a fost liderul Revoltei Minerilor de la Lupeni, prima mișcare de protest care a zguduit dictatura comunistă. Sunt acei mineri care, în august 1977, au avut curajul să-l înfrunte pentru prima oară pe Nicolae Ceaușescu. S-au adunat peste 35.000, nemulțumiți de condițiile de muncă, de prelungirea vârstei de pensionare, dar și de regimul politic. 1.000 dintre ei erau deja organizați. Constantin Dobre a citit revendicările greviștilor în fața lui Nicolae Ceaușescu. După plecarea dictatorului a început calvarul. Miliția, securitatea și tot aparatul represiv comunist s-au pus în mișcare. Am cerut 6 ore și pâine a fost deportat. Adică mi-au spus că să nu spui că am fost bătut. Am suferit. O parte dintre minerii greviști au fost strămutați, alții anchetați cu brutalitate, condamnați ori supuși unor tratamente medicale cumplite. Constantin Dobre a fost deportat și anchetat din ordinul direct al generalului de securitate Nicolae Pleșiță. O notă a securității arată că mii de agenți și informatori din 7 județe au fost trimiși să țină sub control Valea Jiului. M-au anchetat pentru a da informații despre colegii mei din Valea Jiului. Nu există nicăieri și nu va exista nicăieri niciun fel de nume dat de către mine. Atunci când m-a lovit, mi-a spus de ce te-ai ridicat. A doua zi m-a sătat deja securitatea. M-a băgat într-o cameră mică acolo, Dunării, pe un tamburel, execuții, fizic, psihic, financiar. Mulți dintre noi au murit și pe mine a vrut să mă moară. Trebuie să primească același drepturi cu revoluționarii din 1989, pentru că prin mișcarea lor au prefigurat evenimentele din 1989. Constantin Dobre locuiește acum în Marea Britanie, unde i s-a acordat azil politic în anii 90. Ceilalți rămași în viață sunt tot în Valea Jiului, unde își duc traiul în condiții mai mult decât modeste.